copiii care ajung la urgența pediatrică au parte, pe lângă consultații medicale de calitate și de o atmosferă caldă cu care sunt întâmpinați atât de medici cât și de asistente. De asemenea, secția are un design perfect, astfel încât cei mici să se simtă în siguranță. Județul Hunedoara are un mare atu în ceea ce privește sănătatea copiilor. Spitalul Județean de Urgență din Deva are secție de urgență pediatrică. Aici există medici specializați pregătiți în fiecare zi să intervină dacă cei mici se simt rău. Să știți că e un mare atu pentru noi și pentru județ, în sensul că avem urgență pediatrică la Deva, dar că avem și medici în fiecare zi. Avem 5 medici care asigură continuitate zi de zi, fie că e sâmbătă, fie că e duminică. Deci, indiferent ce patologie am avea, noi medici și personal am avea în fiecare zi. Medicii care intervin de urgență în momentul în care un copil are nevoie de ajutorul lor îi întâmpină cu căldură. Chiar și halatele pe care le poartă sunt menite să le mai îmbunătățească starea celor mici. Aici ajung copii din tot județul. Avem patologii de și digestive și respiratorii, traumatisme, adresabilitate cam din tot județul. Ne vine și acum avem pacienți de la Orăștie, de la Brad, de la Hunedoara, de peste tot de prin județ vin aici. Medicii spun că este extrem de important să existe o secție de urgență dedicată doar copiilor. Este foarte important că există circuitul acesta separat pentru copii, clar, pentru că una e să stai la grămadă și să poți lua alți viruși sau alte infecții de la adulți și e în regulă că avem circuitul separat cu pediatrie. Aveți multe cazuri? Sunt zile și zile. Sunt zile în care avem 20-30 de consultații sau ture de noapte în care avem de asemenea 15-20 de consultații. Sunt și zile unde, când, acum, de exemplu, copiii sunt plecați în vacanță, îi un pic mai... nu mai sunt atât de multe cazuri. Adică ne referim la 10-15 pe tură. Când începe toamna, când vine toamna și o să înceapă școlile, grădinițele, atunci o să fie mulți. Secția este decorată cu tot felul de desene menite să-i facă pe copii să se simtă ca la un loc de joacă.